Bună România, bună seara noastră și invitațiilor noastre. Bună seara, Răzvan Zafir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Momente importante, domnul Marcel Ciolacu a ieșit în fața țării ca să liniștească un pic populația în urma anunțului alarmist, l-aș numi eu, făcut de ministrul de finanțe, Boloș, a zis că se vor înarma până în dinți cei de la ANAF cu mitraliere, cu, nu știu, a zis și cu javelin, nu știu, parcă n-am, nu știu dacă a intrat în detalii. Dar oricum, armament total. Și dai seama ce problemă e acum pentru NATO? Da. Că trebuie să trimită muniție în Ucraina, să-i ajutăm pe oamenii ăia, dar pe de altă parte trebuie să înarmezi și ANAF-ul. Adică, nu știi, o să iasă Zelenski să facă apel, domne, avem nevoie de armament. O să iasă șeful de la ANAF, bă, și noi. Și noi, adică noi, și noi nu? Credeți că nouă ne e ușor? Dai seama, va fi practic apel disperat al șefului antifraudă. Antifrauda va cădea dacă nu ne trimiteți urgent armament greu. Și atenție, trebuie și contează și aria de acoperire a rachetei. Adică să fie o rachetă, să nu trebuie să se te duci acolo ca să trimiți o rachetă. Băi, Raktar, nu știu ce. Trebuie să te duci, deci drone. Domne, tot. Domne, dacă mai avea cineva dubii că personajul ăsta Bolo și ei în zona penibilului. Aoleu, aoleu. E în zona penibilului, nu am zis că el e un penibil. Da, este el în zona penibilului. Este în zona penibilului. S-a deplasat, s-a deplasat, e deplasat. Este în proximitatea penibilului. Da. Că îl vezi pe Boloș și în jurul său sigur vei găsi ceva penibil. Da. E ca, Boloș este o oaie în jurul căreia se găsește iarbă, cum a explicat domnul Petredea. Numai că el nu este oaie, și aceea nu este iarbă, deși la cum vorbește ar putea fi, da. Este penibil. Dacă găsești Boloș, găsești și penibil lângă dânsul. Deci, dacă avea cineva dubii că ăsta e un om serios, acestea au fost spulberate de declarațiile sale privind înarmarea. Eu sunt tentat să-i găsești și niște circunstanțe. Toată lumea zice, dumneavoastră, trebuie un război cu evazioniști. Începe războiul cu evazioniști. Când auzi că e război, te gândești, mă înarmez până în dinți. Nu se poate dacă e război. Nu, și mai e și asta cu tancuri, că e vorba tancuri de bani, tancuri, nu știu, adică bănuiesc că s-a produs acolo o necalitate în capul domnului Boloș, dar hai să vedem cum clarifică premierul României aceste zvonuri. Este o prostie și rămâne o prostie. Dacă te duci într-un control undeva, ceri suport. Poliție, de la jandarmerie? Jandarmerie și de la Ministerul de Interne. Cineva și-a dorit să aibă pistol de la ANAF. Nu o să aibă nimeni niciun pistol. Cer suport de la jandarmerie și de la MAI și faci ce tragi după camioane? Tu ești John Wayne. John Wayne. Doamne, John Wayne? Ăsta e ce? Ion Vin sau ce? John Wayne ăsta ce? Da. John Wayne este Marcel Boloș ăsta de aici înainte. Așa păi dacă asta e o prostie. Da. Că zice premierul, nu am zis că e o prostie. Așa a zis. Eu am zis că e de un penibil dureros, așa că simți în interiorul ființei tale penibilul în timp ce vizualizezi antifrauda. Și o să explicăm de ce e o prostie. Bă, da, dacă premierul zice că asta e o prostie, cel care a promovat această prostie, cum e? Zio, dă-o, nu ține în tine. Aflat în proximitatea prostiei? Este aflat în proximitate, în zona prostiei? Naiv, domnule, prostit, un om prostit. Prostit, cineva l-a prostit, n-a fost ideea lui, cineva l-a prostit. Deci el nu era așa. Cineva l-a prostit, nu l-a găsit așa. Exact. El nu era așa. A defectat, era. El prostit, era în regulă, era un mare gânditor și cineva l-a prostit. Da. Bă, n-ai mă cum să vii. Și hai să merge până la capăt, deci cum va fi? Vor avea poligon de trageri? Păi vor învăța să... Deci vor fi funcționarii ANAF, mâine trebuie să mă trezesc de dimineață, că avem trageri. Ce vor fi? Armata... X-a, a câta. Că știi că la un moment dat număram armata, era și băia CFR, era și aia o armată. Ăștia ce vor fi? Domnul Zafir, eu am crezut... Vor defila și ei pe sub arcul de triumf de 1 decembrie alături de polițiștii locali, comunitari? Eu îți mărturisesc că până la pe premierul României dezavând acest... Practic, eu am crezut că e o șmecherie făcută pentru a mai căpăta armata niște soldați, pentru a mări efectivele armatei României. Așa am crezut. Că după aia, sigur, la un război, te duci atași și cu ăștia de la ANAF. Nu, ăștia de la ANAF, dacă începe război, pe lângă faptul că le-au făcut uniforme, le-au dat grade, adică oricum suntem într-o zonă de asta halucinogenă, da. Guvernare halucinogenă. Deci la un moment aveau, cum se numește, girofar, să nu plece evaziunea fiscală de la vă. Dați-o la o parte, am un caz grav de evaziune. Și dacă nu ajungem la timp, se preschimbă în sume fiscalizate. Deci eu tâmpenie, am făcut din ăștia, uite-te la ei. Da, vă rog. Zici că inspectează trupele.
Te puneți o cămașă la mânecuțe de alea cum aveau pe vremuri contabilii. Ei, sunteți niște birocrați, nu? V-ați îmbrăcat așa în armata birocrației. Domnule, trebuie să-i inspiri teamă, care de acord cu această... Și dacă începe războiul și trimiți pe ăștia pe front, ce fac? Vin cu carnețel? Dar unde v-a dat? Deci vreau să știu, Putin a organizat licitație pentru gloanțele astea? Vă rog frumos, intrări, ieșiri, aveți să-mi arătați niște facturi acolo pentru armele astea? Tunul, nu trageți, vă rog frumos, cu tunul ăla. Mai întâi, documente justificative, vă rog. E și de asta că se trage un tun și pe economie. Există tunuri și în economie, înțelegi? Deci cumva mă gândesc că așa s-a... Te și tu puțin. Da. Pe lângă faptul că le-au pus... Deci au epoleți, tu înțelegi? Au epoleți. Bă, dar o uniformă completă are și caschetă. Deci ăștia au făcut-o la mișto, o semi-uniformă, au scris pe ea NAV, nu știu ce. Așa, le-au pus tema pe mână, le-au pus grade pe umăr, dar ăla e în blugi. Dar cine a bă, cum merge treaba asta cu grade și blugi? Deci fii atent, atenție. Păi da, epoleți, structura militarizată, ăla e în blugi și în bașcheți. Dacă îi filmezi de la jumătate în sus... Băi, sunt militarizați între gât și bazin, ca să mă ieși buric. Sus, militarizați. Deci sunt militarizați până la buric. În rest, sunt în blugi. Uite, o să-l vedeți pe ăla, în blugi. În blugi și în Adidas. În jeans, că n-aia John Wayne, jeans, ca să fim americanoși. Fără caschet, are o șapcă. Băi, nu e... Și mai am și problema, de ce s-a stabilit că e vorba doar de un pistol? Pentru că pericolele sunt mari. De ce nu un pistol mitralieră? De ce, iartă-mă că spun, nu știu, alt arsenal, că acum a venit și a împuținat din, din necesar. Ciolacu și a zis, domne, pistoale, dă-mi... Nu cred că a zis pistoale, cred că s-a referit la armament. Deci, dar eu zic și că, na, sunt situații în care... Păi a scos săbile la tine. Nu poți să deschizi focul dacă ele cu sabie. Te așa că lor le trebuie și... Similară, da. Baionete. Băi, cu baioneta. Cum s-a... Ca în primul război mondial, nu mai aveai gloanțe, îi luai la baionetă. Ce faci dacă intri peste evazionist? Tragi, golești încărcătorul, ai rămas fără mâini, ce faci? Te predai? Îl iei la baionetă! Fația evazionistului! Dar ce faci? Fața evazionistului? Statul român se predă! Te ia evazionistul prizonier? Doamne, după aia îți dai seama evazionistul. Eliberezi 3 anafiși de ăștia la schimbul ștergerii unor datorii. Și se face schimbul de prizonier, de cum mă merge, de penibil să fii, Boloșule. Unde ești, Boloșule? La ce cameră? La camera aia ești, Boloș. Băi, Boloșule, dar tu așa, până la vârsta asta, cum ai mimat că ești în regulă? Mă rog, în regulă. Cât de cât? Cum să vii, mă, și să spui, deci nu, eu pe ăștia o să-i înarmez și o să militarizez ANAF. Și spectaculos este că Boloșul ăsta e un prejudiciu. Boloșul acesta. Că trebuie să respecti faptul că e preot. Militar. A, cream că militar. A, nu, militar. Așa, politețe militară. Cum vroia civilul Arafat. Politețea militară. Păi tu nu ești militar. Lăsați-i, că de scuze suntem toți sătui. Dar el este un prejudiciu pentru PNL, nu pentru PSD. Atenție, adică el este al PSD-ului cumva gestionat de PSD, dar prejudiciu E pentru PNL și pentru BOR. Că și trebuie pentru, să uităm și că pentru biserică, și pentru biserică. Deci da. Pentru biserică și pentru PNL. Bun, este acum... Vezi că, deci, că el, eu de ce spun cu biserică? Vezi că el umbră cu crucea în piept? Adică, nu... Oastea e creștină. Căci oastea e creștină. Uite-te, vezi? Da. Destul că, plus că e multă zonă de asta de evaziune, din ce am văzut și în stenograme cu Turcia, cu așa, știi? Barbara Semilună. Din imnă zic, cu Iatagane, da, cu alea. Deci omul vrea să facă o ligă pe modelul papal, o ligă creștină împotriva păgânilor. Asta cred că face el acolo, că de-aia și-a pus și cu eu, mergem la război. Înțelegi? Nu știu ce să spun, dar nu e din sfera normalității. Nu, trebuie să... Anului 2024, ce zice el acolo. Dar ce e spectaculos e că rămâne așa. Dom'le, a venit Ciolacu, a făcut două, trei glumițe acolo. Ai spus o prostie și am depășit. Și mergem mai departe. Este, domnule, ideea a rămas. Adică cum i-a dat în cap chestia? Adică totuși mecanism, adică nu există consecințe asta. Și acum mai e o problemă în care ne aflăm, problema cu vila lui Iohannison. Deci a rămas această problemă în sensul în care de o parte și de alta, domnul Ciucă, domnul Ciolacu, fiecare la câte o televiziune au făcut declarații pe acest subiect. Hai să începem cu domnul Ciucă, de exemplu. Hai să începem cu domnul Ciolacu, cine vreți. Nu, hai cu domnul Ciucă. Na. Domnul Ciucă. Hai să începem. Să fie așa, să-i luăm încrucișat. Da. Dar stai până la domnul Ciucă, mă tot gândeam. Vă rog. Da, el o fi gândit toată treaba asta cu militarizarea și înarmarea până la capăt, pentru că vor fi situații în care, în mod cert, vor fi luați prizonieri din rândul trupelor antifraudă. Da, nu, asta e clar că asta. În achiziția de armament,
comandă și pastile de ale mici de cianură să-și le monteze într-un dinte fals, că dacă începe să-l tortureze evazionistul, el să nu se predea, frate, în viață. Să aibă o de-aia, știi? Am văzut în unele filme cu James Bond că a funcționat la marele fix. Deci nu mai aveai, că ăla era mort, nu mai aveai. Și mie mi se pare așa, să rezolvi jumătate din problemă dându-le armament. Ce faci dacă îți pică în mâinile evazionistului, antifraudistul tău? Sunt speculații ce faceți dumneavoastră și nu... Ce, vrei să spui că nu se întâmplă așa ceva? Se poate... N-ai auzit de cazuri? Mergem de antifraudiști? Luați o statici de evazioniști? Radu, da, nu, e clar asta că... e o lume dură e lumea în care trăiesc ei. Nu degeaba s-a discutat în armarea, că e clar că se poate ajunge la așa ceva. În fine. Mă rog, haide cu domnul Ciucă. Domnul Ciucă, domnul fără Ciucă. Legătură cu evaziunea și... Dar în legătură cu înarmarea. Cu înarmarea. Da. Nu am niciun fel de date și de aceea nu aș vrea să speculez. Iar ceea ce vă pot spune cu adevărat este faptul că, într-adevăr, nu există niciun fel de solicitare și cred că, într-un final, președintele poate să facă o solicitare sau poate să nu facă o solicitare pentru o casă. De exemplu, pentru premieri s-au pus la dispoziție case de la RAPPS. Am fost unul dintre cei care am preferat să stau la mine acasă, nu contează unde e. Nu cred că trebuie să anticipăm acum și să speculăm că domnul președinte se va muta de la Sibiu la București. Ceea ce vă pot spune este că am întrebat la Secretariatul General al Guvernului este faptul că aceste sume prin care se reabilitează diferite edificii ale RAPPS nu o fac din fonduri guvernamentale, ci o fac din fonduri proprii. Deci, a depășit sfera discuției. Deci, pe mine, acum mă interesează, din când în când, așa, pentru divertisment, i-aș mai întreba de vila. Mie mi se pare că asta este singura relevanță a subiectului. Să mai ne distrăm așa, să vedem ce mai zic în legătură cu treaba asta. Deci a venit să spune, domnule, din fonduri proprii, RAPPS-ul, fonduri proprii. Păi proprii cui? Proprii Partidul Național Liberal, care a achiziționat niște a achiziționat imobilele pe care le foloseau la niște chirii modice și din banii aceia se produc aceste lucruri. Deci, era, practic, nu e chiar așa. Care sunt fondurile proprii? Sunt fonduri proprii. Deci, proprii, da. RAPPS a explicat foarte clar, a dat un comunicat de presă și a înlăturat orice urmă de dubiu, că mai erau oameni ca tine, dar altfel, care pur și simplu nu înțelegeau că ăsta e un demers legitim și că ia venit rândul acestei viluțe să fie și ea renovată pe interior. Și pentru că, într-adevăr, e un monument care trebuie restaurat, bucureștenii merită să privească ceva frumos, proaspăt zugrăvit, când se plimbă prin zona de nord a capitalei. Știu că tu nu-ți dorești dezvoltarea orașului, tu nu-ți dorești clădiri renovate. Am înțeles, la nivelul de bordeie de pământ ai vrea să rămână capitale, nu se poate. E, uite că sunt oameni în țara asta care mai vor să gospodari, facă ceva. Gospodari, de ce te ferici de termen? Uite, m-am ferit de termen. Da, nu vei. Sunt, da. Mai sunt gospodari care știu că uneori trebuie să mai renovezi, domne, câte o viluță, da? Și nu poți să renovezi o viluță dacă nu umbli la bănuți. Problema e în felul următor. Tu ai zis că banii de la PNL s-au dus la RAPPS, da. Sanchi RAPPS acum are bani să renoveze o vilă care cico să ajungă la Iohannis. Complet greșit. Complet. Banii plătiți de PNL RAPPS-ului, Radu, da, nu ia nimeni în mormânt pe lumea ilaltă. Banii se duc la bugetul statului. Nu se duc la RAPPS. A, că și RAPPS după aia primește de la bugetul statului? Asta e altă discuție. Acum mai văd pe cei din sediu PNL ascultând. Notează-ți că uiți. Ziua așa. Dăm, că nu ia nimeni în mormânt banii aia. Ziua pe asta cu mormântul. Deci, că nu îngropăm. Banii se duc la RAPPS după aia la bugetul statului. Da. Retur la RAPPS, dar e altceva. Și atenție, vila asta nu pleacă după aia Iohannis cu ea în mormânt. Bravo. Și rămâne statul. Asta în eventualitatea în care ar muri vreodată. Nu vreau să ne pronunțăm pe lucruri care nu s-au întâmplat și nu știm dacă se vor întâmpla. Ca să ne spun peneliștii. Da. Haideți să așteptăm să vedem. Da. Poate... Păi, de ce să așteptăm să vedem? Că noi ne gândeam, poate se întâmplă ceva înainte să vedem că s-a petrecut. Tocmai ca să nu se întâmple. Deci dacă vezi că... Uite, să dau un exemplu din viața ANAF-ului. Ori ești precaut, ori dacă ești de la antifraudă la ANAF, intri. Da. Și ăla scoate pistoalele la tine. Da. Păi tu aștept să vezi dacă te împușcă până să... Tu mai întâi scoți și tu pistolul la el. E un gest pe care trebuie să-l... Cum ar fi să te uiți, să-l vezi pe unul urcându-se beat la volan, mergând cu 200 de km la oră
Și poliția spune, lasă, hai să vedem dacă omoară pe cineva, nu ne băgăm așa din prima. Da. Păi tocmai asta e, descurajare. Cum era și la ucraineni, doi vor să descurajeze. Deterrence. Cum? Deterrence. Bravo, deterrence. Da, știe domnul Ciucă, și el făcea deterrence pe acolo, pe străinătături, pe la pod. Păi domnul Ciucă s-a dus acolo, la pod. Da. Ca să nu fie ocupat. N-a zis, ia lasă-i să vedem. Ia lasă-i să vedem dacă iau podul de la Nasiria. A păzit podul. Noi trebuie să păzim banii. Noi păzim vila asta. Da. Și banul public cum păzea Ciucă podul. Dar ce nu spuneți dumneavoastră, domnul Zanfir, că nu spun, ca și adevărul e că nici nu spun. Ați văzut, m-aș citit. Dar spuneți dumneavoastră, domnul, domne, că nu vă feriți de cuvinte. Valoarea imobiliară a acestei vile, acestei. Nu-mi pasă valoarea imobiliară, vreau să știu valoarea emoțională a acestei vile. Și emoțional și din punct de vedere pecuniar. Mergi vă rog. O zonă de asta mai. Domne, va crește odată cu sălășluirea acolo a lui Iohannis. De aici înainte va crește valoarea, va fi mult mai... Aici a stat Johansson. Și după aia când o vinde, ne dă tuturor cât un euro. Păi nu crește valoarea acum, nu este ea vehiculată ca fiind o vilă valoroasă pentru că a stat Gheorghiu Dej, familia lui Gheorghiu Dej aici. Deci deja a crescut cumva. Și de ce crește cota dacă a stat Gheorghiu Dej acolo? Nu s-a văzut enunțată tot timpul ca fiind, bă, asta are un prestigiu, aici a stat Gheorghiu Dej. Deci are noi asta tot discuția. Gheorghiu Dej la capitolul lucruri bune care ni s-au întâmplat sau de ce? Acum ce stat Gheorghiu? Ce să spun? Michael Jackson a vrut să stea în casa lui Ceaușescu. Ei îi crește cumva. Să mă și cu Michael Jackson, Dumnezeu să-l ierte. Păi, mă rog. Da. Ai văzut ce se zice despre? Am văzut ce se zice. Hai să nu. Ne întoarcem la... Dacă e... Nu e, că s-a aici, dar de ce ai zis Michael Jackson? De ce ai zis Michael Jackson? Nu puteai să dai un... De ce? Ca să... Acum să amânăm, că oamenii ăștia probabil așteaptă pe telefon în câteva minute, uite, ori să mai aștepte în continuare. Tu zici Michael Jackson, eu m-am gândit la Simeon care țipa către un jandarm pedofilule. Acolo, fața bine. Dom'le, și tot pentru distracție, mă rog. pentru starea asta de bine, hai să vedem și ce a avut de spus domnul Ciolacu. Că pe două parte îl apăra pe un flanc, așa era armată, pe flanc îl apăra Ciucă pe Iohannis, pe partea cealaltă, la altă televiziune, era Ciolacu apărându-l pe Iohannis. Sau apărând situația, Nu, el părea că e cu dreptatea. Cu dreptatea? Nu, noi suntem cu dreptatea. Hai să vedem. Ciolacu. Niciun ban de la bugetul statului nu a fost investit. Sunt din venituri proprii, au hotărât și nu este singura clădire să facă aceste investiții. Eu, cu președintele României, nu am avut nicio discuție cu privire la viitoarea locuință a domniei sale după ce nu va. Președintele României nu m-a sunat și nu mi-a cerut spațiul locativ sau să aprob vreun ban pentru vreo clădire din București sau din România care va deveni reședința președintelui după ce își termină mandat. Asta mie mi-a plăcut mult mai mult decât ce a venit Ciucă. Ai văzut că a vehiculat și de-aia. Dom'le, banii lor, ai rea PPS-ului, ăștia-s banii. Ne băgăm peste rea PPS acum, adică ce? Dar eu vă întreb pe dumneavoastră banii oamenilor, ce faceți cu salariul sau cu banii pe care aveți. Ce treabă aveți? E banii lor. Da. Adică nu mai există un pic de intimitate la rea PPS? Ce faceți, domne, cu banii? Atenție. Fac ce vor cu banii, că dai banii lor. Dar a venit după aia și cu chestia asta. Care n-am vorbit niciodată cu Johansson, nu mi-a cerut niciodată. Deci pare că e o surpriză care este făcută. Eu acum aud că își va termina mandatul, dar vorbea cu foarte multă siguranță despre finalizarea mandatului. Eu știu. A vorbit despre asta, că l-a întrebat domnule președinte, sau a venit și a zis domnule președinte, să știți că eu voi finaliza mandatul la termen. Iohannis nu a zis niciodată că își va termina. Eu nu am auzit niciodată și n-am citit un comunicat de presă dinspre Cotroceni către noi, care se vorbesc despre finalizarea mandatului. De ce atâtea speculații? Pentru că te gândești că, domnule, așa e legea făcută, totuși să există o finalitate. Dar exact și la această vilă, care e finalitatea ei? Finalitatea va fi... familie care intră acolo. Cine-i familia aia? Da, bine. Sunt mai multe viluțe renovate, nu putem întreba, nu? Dar mi se pare așa că discuția e în zona de bale și bune maniere, ușor pension. Haide să nu... Nu e. Domnule, că nu l-am întrebat în ce sertar își pune chiloții. Am întrebat și eu. Ce faceți, domne, acolo? Uite, mă plimb și văd așa. Ați îmbrăcat și eu fantoma unei clădiri. Și a pus cearșa, a fost acasă. Domnule, clar acolo. Haideți să vedem. Haideți să nu vedem, că plan pe termen lung nu înseamnă ce facem diseară. Cum adică? Nu, haideți să așteptăm. Păi de ce să așteptăm? De ce să nu vorbim acum? Și să cobim? Aia, ați vorbit și acum uitați, nu se mai renovează.
A dat comunicat de presă RAPPS-ul, vă spun, trebuie să rămâneți neapărat alături de noi, să ne ascultați cum vorbim despre RAPPS-ul ăsta, că e senzațional. Nu acum, trebuie să-i ținem pe oamenii ăștia până târziu. Ce mi-a plăcut, bucuria mea a fost asta în care mi-a dat senzația domnul Ciolacu, faptul că, de legătură cu faptul că... Domnule, ce bucurie e, domnule, că am vrut să te întreb. Bucurie mare a fost. Deci pare că noi vrem să-i facem o surpriză și s-au gândit, bă, ce ar plăcea, dacă n-a sunat Iohannis să comandă. Să nu știe. Ce ar plăcea lui să aibă acolo? Deci așa s-au gândit, că n-a sunat... Au și acoperit-o să nu se vadă ce e acolo. Îți dai seama că El mai trece și dai și... Ei, o fi ce, nu fi. Acolo, Iohannis, pa, și uite, hop, ia uite. Că ce e aici? Această vilă, această reușită arhitecturală, e la o distanță destul de mică de locul în care se lășluiește acum domnul Iohannis. Și probabil că plimbându-se pe acolo, și uite ce interesant, e interesant aici. Deci plimbându-se pe jos, pe acolo, sau din mașină? Când din mașină, nu cobar. Dar imediat, poți să faci ceva. Dar, domnul Zafir, important este că așa s-au gândit ei, că domnul le-ar plăcea să aibă acolo niște... Așa i-ar plăcea lui, cu tare. Și toate acele pe care le-ați văzut acolo să lășluite, au fost și s-a gândit RAPPS-ul, chiar plăcea lui Iohannis. Când e gata așa l-ar vedea. Lucrarea? Și lucrarea trebuie să fie gata chiar la finalul anului. Deci se potrivește, nu? Da. Cu teoria noastră. Teoria, da. Am înțeles. Întâmplător. Bun. Aș adăuga o bucurie care se petrece de azi. Rugăminte să nu mai vorbim despre acest subiect, că îi stricăm surpriza. Ei au muncit mult să nu-și dea seama, să așa, și a început presa, că acolo se mută Iohannis și îți dai seama el acum e poate. Măi, adevărat ce faceți? Îmi pregătiți o vilă pentru pensie? Pensia mea activă? Nu, hai că vedem, hai că o fi, că o păți. Asta i-am stricat surpriza. Lasă că nu-i nimic. Oana Țoiu din partea USR, bună seara! Bună seara! Bună seara, mulțumim! Domnul Sergiu Bâlcea de la Partidul Național Liberal, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și noi, vă mulțumim! Cât de curând o să ni se alăture și domnul Laurențiu Gâdei când va fi refăcută legătura, o să-i spunem, o să salutăm și pe dânsul. Ne-a spune bună seara, dar cum? Dar trebuie să stăm, să vedem, exact, să fie momentul, să nu că... Doamna Țoiu, înțeleg că așa se pune problema. Noi trebuie să așteptăm momentul faptului împlinit. Putem să discutăm înainte. Bună seara, domnul Gâdei! Bună seara! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Haideți că noi ne-am apucat deja de vorbi cu doamna Țoiu. Vă rog, doamna Țoiu. Deci trebuie să așteptăm să se petreacă lucrurile. Nu mai putem anticipa, nu mai putem face un pronostic, nu mai putem opri lucruri. Trebuie să așteptăm să se întâmple. Și după aia vorbim. Trebuie să și preîntâmpinăm lucruri. Da, prevenție. Da. Doamna Țoiu, cum vedeți situația? Păi s-au întâmplat deja niște lucruri. Știm deja că o clădire foarte mare care avea utilitate de sediu de partid sau, mă rog, clădire de ședințe, birouri, s-a transformat în intențiile RAPPS-ului în locuință familială individuală. Asta știm din cererea pe care au depus-o pentru lucrările de renovare pe care le fac. Asta e ceva. E clar că e vorba de o familie. E clar, dar nu știm încă... Da. Însă și ideea că acel... bloc, nici nu știu cum să-i spun, poate că bloc nu e potrivit, palat, cum să-i spunem. E un viloi. Un viloi, totuși viloi la mine în Dâmbovița, de unde m-am născut și am crescut eu, înseamnă 6-7 camere. Asta e 10 că viloi am avut și noi, dar ăsta e ceva mai mare. Cam nu, dar să știți că acum cam atât are, 7 camere, ceva de genul ăsta. Acum o recompartimentează, o aranjează să fie mai... Ea nu e cine știe, nu e vreo bijuterie arhitecturală. Da, de, asta, aici, de aici va deveni. De asta nici nu înțelegem cum ajungi să bagi milioane de euro în... structura asta geometrică făcută între anii 60-65, care în România nu erau vreo fericire din punct de vedere arhitectural. Dacă i-a plăcut lui Gheorghiu Deși, vă dați seama ce catastrofă e. Da, mă rog, domnul Bâlcea, vreau să merg la dumneavoastră pentru că vreau să mai împuținez un pic din sarabanda asta de acuzații, mai ales care vine dinspre USR, și vreau să spun și lucrul ăsta, să le readuc în discuție, mi se pare important. Îi va crește valoarea în momentul în care va sta domnul Iohannis acolo peste 50-60 de ani, 100 de ani, când se va muta o altă familie, cine știe, prezidențială, rezidențială, acolo. Se va vorbi la televiziunea cum va fi la momentul acela, pe aici a stat familia Iohannis. Adică va fi lăudată cumva vila, ansamblu acesta, pentru că acolo a domiciliat domnul Iohannis, nu? Este o greșeală a RAPPS, nu neapărat că au făcut sau fac aceste lucrări, ci de faptul că trebuiau să cunoască că la un moment dat această cifră va ajunge în presă și trebuia să găsească o variantă de comunicare. Reacția lor târzie și care încă văd că nu a reușit să convingă, mă face să cred că au greșit, mai ales în zona comunicării. Acum, nu avem multe date. Dacă premierul și președintele Senatului au văzut declarațiile lor,
au spus câteva lucruri legate de această frază care teoretic n-a trebuit să fie în, pe agenda zilei atât de mult, dar practic de atât de trebuie să spună clar. Se fac lucrări de asemenea natură, iar ca noi toți ne uităm la sumă care pare foarte mare, adică un 7 milioane de euro, totuși este o sumă destul de mare. Și odată eu cred că reața TSE-ul trebuie să fie mult mai atent. Faptul că se renovează clădire centru București este un lucru normal. Un lucru normal? O România asta... normală, a și promis domnul Iohannis. Da. Îmi permiteți să intru în continuu serios? Puteți, da, intervenim asta și apoi mergem la domnul Gâdei. Vă rog. Da, vreau să spun că cea mai scumpă renovare pe care a făcut-o, de exemplu, familia regală din Marea Britanie, din banii familiei regale, a fost 2,4 milioane de euro în 2021. Și aceasta este considerată la momentul respectiv ca fiind una dintre cele mai scumpe renovări pe care le-a făcut familia regală vreodată. Da, aș da un alt exemplu. Domnul Gâdei, cei de la Dăruiește Viața au construit un spital și dacă nu mă înșel, cuantumul pe care l-au dobândit, mă rog, din tot felul de participări, a fost de 53 de milioane de euro, dacă nu mă înșel, eu să nu greșesc suma. Deci undeva la 53 de milioane de euro a costat spitalul și a fost inaugurat, ați văzut cu fat, cu Tudor Chiril acolo. Mi-ar fi plăcut să fi lăsat această vilă să fie inaugurată cu același fast, adică să se taie pandrica, să fie frumos. Vreți să vă dau și o cifră la Tecuci, președintele Consiliului Județean Galați construiește un spital nou-nouț cu 37 de milioane de euro. Dacă vrea tot cifră. 37 de milioane de euro. Aici da, aveți 7 milioane, un pic peste 7 milioane acum, să găsească. Acum, să revenim un pic la subiectul pe care îl dezbatem de voastră. Da. Dacă nu ar fi fost povestea că acolo s-ar muta președintele României după ce își termină mandatul, nu ar fi iscat atâta vâlvă. Bineînțeles că suma vehiculată în reportajul celor de la Recorder de 7 milioane de euro este enormă. Din ce am văzut atunci... din comunicatul lor, am văzut că au cheltuit vreo 2 milioane de lei până la momentul ăsta. Uitați-vă că nu s-au apucat de treabă și au cheltuit 2 milioane. Cred că dacă ne-am uitat și am cere un istoric al RAPPS-ului, cred că au și alte clădiri supuse aceluiași proceduri de renovare. Tot așa cu 7-8 milioane de euro? Nu știu, pe asta vreau să spun. Depinde cu ce sume și depinde ce locatar va sta ulterior, pentru că există și posibilitatea pe care nu trebuie să o negăm că ar putea să fie o instituție europeană. Se transformă pentru a găzdui o familie. Încă o dată. Asta e subiectul. E discuția din spațiul public plecată de la o anchetă jurnalistică foarte bine făcută. Dar la momentul ăsta nu există nicio cerere. La momentul ăsta e cert că lucrările vor mai continua cel puțin un an, un an și ceva. Deci păi de unde e cert că vor continua un an și ceva? Stați! De ce? Pentru că, așa cum se spune că acolo este un monument arhitectonic și lucrările se fac cu greutate, în sensul că e migală, nu poți să faci alte dorel. Dar stați un pic, cine i-a zis că ăsta e monument istoric? Ce monument istoric e ăsta? Eu am arhitectonic. Păi ăsta e un viloi din 60 și ceva. Ce eu să spun? Marele monument din 1960. Ce monument e? E foarte simplu de verificat. Păi dar normal, nu? Ce monument? Ce statut de monument să aibă asta? Păi dar ce credeți că e? Curte voievodală? Ce dracu-s blocuri mai vechi decât... Până la urmă, încă o dată, toată discuția pe fond cu 7 milioane de renovare, da, aveți perfectă dreptate. Faptul că cei de la PVC n-au comunicat imediat, iarăși este o problemă. Păi nu comunică deloc. Premierul Ciolacu a luat o atitudine extrem de îndrăzneată și a spus exact lucrurile părți. Ce a spus? Fără niciun amezament. A spus exact realitatea pe care a întâlnit-o din informările pe care le are de la RAPVS. Că? Deci lucrurile sunt foarte clare. Că ce e clar? Că nu e nimic clar. Da, asta vă zic. În momentul ăsta nu e o solicitare pentru... Păi n-are cum să fie o solicitare, că trebuie să termine mandatul ca să solicite. Dar dacă va veni o instituție europeană sau un diplomat european... Dom'le, e pentru o familie, se fac modificări pentru o familie. Vine o familie europeană. Nu e diplomat. Vine un diplomat. Păi ca să vină un diplomat trebuie să fie o cerere depusă pentru el. Păi nu e nicio cerere depusă. Deocamdată să depună o cerere un diplomat ar trebui să... Ce vrea să spună domnul Gâdei, familia europeană, domnul Iohannis face, familia Iohannis e o familie europeană, totuși trebuie să remarcăm lucrul acesta. O familie de diplomație europeană. Și e și diplomat, atenție, eu așa l-am văzut.
și eu mă consider tot o familie europeană. Deci ai, acolo nu vine, nu vine domnul Gâdei, nicio familie europeană, niciun diplomat să vină să bage el acolo. Renovam noi, dădeam 7 milioane de euro ca să vină diplomatul, nu știu domnul care. Deocamdată 2 milioane de lei. Deocamdată păi stați un secund, deocamdată arată ca naiba. Mi se pare foarte mult când s-a băgat momentan. Nu s-a făcut nimic. Foarte bine, când a fost scandalul cu Vila Lac, da. Pentru că erau bani care au trecut prin guvern, premierul a intervenit și a stopat imediat. Aici n-a stopat în schimb, asta e interesant, bună observație. Acolo a stopat, aici n-a stopat. Păi stați puțin, dar păi n-are putere. E un aici. Contract semnat, acum ce facem? Ce să facem? Ținem contractul să dăm bani înapoi? Doamne, nu, să spună cine a dat contractul ăsta, pentru ce l-a dat, să zică concret. Contractul cred că este făcut în termen legal, dacă nu se intervine DNA-ul, dacă a fost atât. Domnule, mai există și discuții despre oportunitate, că noi aici nu suntem la parchet, deci noi avem o discuție. Discuțiile, uite, de exemplu, domnul Gâdei, domnul Boloș nu se duce la pușcărie pentru că a propus ca angajații de la antifraudă să fie înarmați. Propunerea e legală. Propunerea e legală, dar e o tâmpenie, nu? Iertați-mă, e o tâmpenie, dar nu e o chestiune penală să ducă la pușcărie. Exact, exact. Păi nici eu nu spun că e ceva penal aici. Dar poate e o bătaie de joc la adresa banului public. Despre asta e vorba. Dacă e o bătaie de joc, cert este că... Păi de-aia discutăm, să ne lămurim. O fi, n-o fi. Da, domnul Bălcea, acum, pe de altă parte, avem și probleme locale în sensul de alegeri locale și în cadrul acestor alegeri locale se tot întâmplă niște lucruri. Vă fură a pleca PSD. Așa e terminologia, că PSD-ul fură de la PNL, vă fură primari. Deci tot cu furatul se ocupă PSD-ul. Dacă luăm titlurile astea care există în ziare, uite, de exemplu, Budăi a furat 13 primari de la PNL și încă 10 aleși locali. Auzi, la cât e, la ce adresă e asta? Cam am în față. 86 aviatorilor. Cât? 86 aviatorilor. 86? Da. Deci monumente istorice pe Bulevardul Aviatorilor sunt aviatorilor 16, 24, 32, 40, 42, 46, 50, 51, 53, 106. Ai auzit 86? 86 nu e. Deci nu e niciun monument istoric. Bun. Să terminăm deci cu vrăjelile. Revenim la furatul de primari. S-a plecat așa. La furat. A plecat la furat sau care e ideea? Cum pierdeți primari? S-a plecat la colectat. La colectat? Așa. Eu vă reamintesc că în 2014 tandemul Ponta-Dragnea da? Au făcut din nou o racolare de genul ăsta destul de mare, dar asta nu i-a dus în poziția de a avea PSD-ul președinția României. La fel și acum, PSD-ul se pregătește după aceeași rețetă de candidatura la prezidențială a domnului Ciolacu, considerând că prin lacolarea acestor primari vor avea un vot mult mai bun de partea lor. Eu cred că este o greșeală în acest moment, chiar dacă această, să spunem, listă comună de la europarlamentare face ca cele două partide de moment să aibă un traseu european comun, dacă putem să numim așa, dar cert este că PSD-ul, din punctul meu de vedere, greșește atunci când are această agresivitate în a negocia și a lua primare atunci când dau prim-ministru. Ați văzut că atunci când domnul Ciuta a fost în guvern, nu a existat această folosire a rezervei bugetare, pentru că de acolo pleacă toată... Deci în moment cu rezervele astea pe care le-au acolo, pentru că au funcția de... Uite, zice domnul Budăi, avem aici o declarație a domnului, nu a fost o acțiune politică sau electorală, este rezultatul unei colaborări administrative pe care o avem cu domniile lor de ani de zile, și-a domnesc acolo, și-au dorit să vină la PSD convinși de politica socială, axată pe interesul cetățenilor. Deci nu ce era la PNL noastră. Deci uitați că mă explică. Și-au mai dorit să vină pentru că politica așa axată pe interesul cetățeanului, nu ce face PNL-ul. Ușa partidului nostru a fost și va fi tot timpul deschisă pentru oameni. Domne, deci domnul Bâlcea, deci ăștia erau niște socialdemocrați captivi într-un trup penelist. Și acum s-au eliberat și s-au dus la socialdemocrați. Ce oameni sunt, domne, la dumneavoastră la PNL așa de, la un moment dat în viață și dau seama, eu de la o vreme așa, nu știu, mă trage stânga mult de tot. Mă atrage, a început să-mi placă stânga, sunt disperat după stânga, nu știu. Că aia e, se supără, nu se supără PNL-ul, eu sunt un om social-democrat astăzi. Cum i-a apucat, domne, social-democrația la jumătatea vieții, așa. Așa, domne, gata, am văzut cum e cu PNL, m-am lămurit eu. Eu, de fapt, eram social-democrat și nu știam. Pare că, uite... Am trăit într-o minciună. Interesul cetățeanului. Dăi de la Ministerul Muncii le-a promis că îi pune la muncă. Sau le-a promis un post de muncă. Nu-mi dau seama ce le-a promis. Alea, i-am omit cu funcție. Sună frumos. Zice, domnul Gâdei, vă rog.
Dom'le, în primul rând, da, plecăm de la o premisă așa, dar primarul ăsta e legat cu sârmă de un partid, trebuie să stea acolo că vrea nu știu cine. Până la urmă, deputatul Orban a făcut așa o buclă pe la un partiduț făcut de el și a ajuns în curtea USR-ului. Adică, deputatul, care are mult mai mare funcția decât un primar, își permite lucrul să treacă de colo-colo. Păi așa e, chiar așa și e. Când deci primarul e legat de glie. Stați un pic, domnul Gădei, să o lămurim. Primarul e legat de glie, deputatul nu e. Vă rog să termin ideea. Da, dar nu, dar voiam să vă răspund la întrebare, că a zis chiar așa? Da, chiar așa. Noi, o secundă, noi spre deosebire de Câțu, care a dat celebrul 703, prin care a alocat bani doar primarilor PNL, noi nu am alocat fonduri discreționale și nu am atras primarii cu fonduri. Oamenii vin din convingere. Ia studiați, vă rog, cazul de la din toamnă. O secundă. Spuneți. Ia cazul din toamnă, o secundă. Spuneți. Cât la Gorj băteau pe primari PSD la ușa PNL-ului și te spunea: bine ați venit la PNL, haideți la muncă, vă aduceți... Da, da, știu, păi n-am râs de ei atunci. Păi, și atunci tot premierul Ciolacu era premier, da? Și n-a fost nicio problemă. Ia ziceți, domnul Bâlcea, când îl acolați dumneavoastră de la PSD, era frumos? Primarii se duc împinși de electorat către... Se duc atrași de mirosul de bani, lăsați-mă cu traseiști ăștia de a spus. De la Botoșani erau nebuniți, erau... Da, erau disperați după bani. De dreapta, erau numai antreprenori, Haideți, domnule, lăsați-ne. A murit interesul cetățeanului. N-au două vorbe la un loc primarii dumneavoastră. Ți-a ducă-i momiți așa, e după bagnote. Se spune că banii n-au miros, dar ăștia, dracu, au un nas atât de fin. Lăsați-mă, domnule, că oamenii ăștia n-au două vorbe la un loc. Și ca să dau și exemple, de exemplu primarul din Alba Iulia, doamna Țoiu. Păi ce al dumneavoastră, useristul ăla care și-a dat seama că e penelist, a avut o revelație doctrinară? El a mai avut o revelație doctrinară, de fapt, și când a trecut de la PNL la dumneavoastră și acum a avut o re-revelație doctrinară și s-a întors la PNL. Ăștia sunt niște traseiști, niște oportuniști. Nu încercați să le dați o spoială așa de integritate. Doamna Țoiu, cum e, domnule, cu primarii ăștia care se duc de colo-colo? Ar trebui legați de glie sau să facă, domnule, ce vor cu o viață au? Eu nu încerc deloc să îi scuz în acest lucru. Cred că ce l-ai promis alegătorilor când ai cerut votul, trebuie să respecti până la sfârșitul mandatului. Nu este însă un secret și noi am spus asta publică. Primarii ajung să fie șantajați cu amenințări de dosare la DNA, cu oprirea accesului la fonduri publice. De altfel, PSD-ul cu mine într-o altă dezbatere TV, eram cu domnul Zeta, a spus foarte clar, în direct, fără nicio jenă, că primarii trebuie să se gândească foarte bine că un guvern poate să-i ajute dacă sunt de aceeași culoare politică. De parcă guvernul ar împărți banii partidului și nu banii publici care vin din taxele cetățenilor. Asta odată. Soluția la asta e destul de simplă. Pe de-o parte, alegerii în două tururi, pentru că atunci cetățenii au mai multe opțiuni și își aleg cea mai bună reprezentare. Pe de altă parte, trebuie să reparăm zona asta de DNA și anticorupție acolo unde nu funcționează, pentru că din nou, dincolo de culorile politice, deși se vede mult mai clar asta la primarii USR, e incredibil cât de mulți bani ajung să fie investiți cu adevărat în interesul oamenilor din comunitate, dacă nu mai sunt curați. Aproape peste tot unde noi avem primarul USR, că Brașov, Timișoara, Soarele din București, sunt investiții mai mari decât în mandatele anterioare, nu pentru că... Uitați, nu e de acord. Cine? Cred că domnul Gâdei nu e de acord. Cred că râsul domnul Gâdei. Eu am o întrebare pentru doamna Țoiu. Vă rog. Când era Câțu premier, v-a convenit chestiunea aia care se numește în termenii noștri 703, prin care și primarii dumneavoastră au primit bani? V-a convenit atunci? Nu mai era. Ce era atunci? Nu, doamnă, vă spun eu, primarii migrează datorită involtului electoral, datorită comunităților care apreciază politicile pe care Partidul Social Democrat le promovează și le face. De asta migrează primarii. Deci nu cum ziceți dumneavoastră, domnul Bâlcea, uite vă contrazice domnul. Păi și aia care au migrat la PNL înseamnă că nu erau nici aia traseiști. Și aia erau din boldul cetățean. Lăsați și pe domnul Bâlcea de la PNL să vină cu o replică, pentru că eu acuzat PNL-ul aici. Dar puțin că trebuie să răspund și eu la asta. Sau trebuie să răspundă doamna Țoiu și apoi domnul Bâlcea. E culmea absurdității să mi se reproșeze că ne luptăm pentru primarii care sunt în USR să primească bani pentru comunitățile lor. Și am reproșat, doamne, eu și opus acestui lucru. S-au dat bani direcționat, s-au dat numai la PNL și la USR.
despre ce vorbim? S-au dat foarte clare politică. Stați o secundă, domnul Ghidei. O secundă să țin ideea, doamna Tăiu, vă rog. O secundă. Eu nu înțeleg de ce știți domnul Ghidei. Domnul Ghidei, lipsiți-vă un pic să o ascultăm pe doamna Tăiu, vă rog. Așa, doamna Tăiu. Ce am spus eu și este ceea ce cred. Că guvernul nu împarte banii partidului, ci ai cetățenilor. Și atunci nu poate să șantajeze primar că le oprește investițiile dacă nu schimbă partidul. Este imoral și ilegal. În momentul în care începe să oprească aceste tipuri de investiții ca să forțeze primarii să schimbe partidele. Da, am înțeles. Uitați, părerile sunt împărțite, domnul Ghidei crede că e o prostie. Domnul Ghidei, trebuie să răspundeți și dumneavoastră acum la schimb așa pentru reciprocitate la o întrebare a doamnei Țoiu, după care vreau să-i dăm cuvântul și domnului Bâlcea, că așteaptă un sfert de oră. Vă rog, doamna Țoiu, întrebare pentru domnul Ghidei. Domnul Ghidei menționa Galați că nu sunt sigur pe telefon și nu știu dacă domnul Bălcea sau domnul Ghidei. Ce anume? Mai spuneți-o. De Galați. Dacă domnul Ghidei sau domnul Domnul Ghidei este parlamentar de Galați. Da, că am auzit pe domnul Ghidei că menționa DNA-ul și culmea coincidenței este că DNA-ul a ajuns chiar la spitalul din Tecuci, care este sub autoritatea Consiliului Județean. Nu știu cum a ajuns domnul Ghidei să dea fix Tecuciu ca exemplu de potențială bună practică. Promisiunea cu spitalul. Care a doua oară pe care președintele Consiliului Județean o face. Am verificat acum, în timp ce vorbea domnul Ghidei, la ce se referă când spune 36 de milioane de euro pentru un spital. La ce se referă este că cu 100 de zile înainte de vot au făcut o achiziție pentru lucrările de proiectare, pentru desenul despre cum va arăta spitalul. Așa cum și domnul Ciolacu, în ședința de guvern de săptămâna asta, a anunțat investiții istorice în spitalele regionale. Doamne, habar nu aveți despre ce vorbiți. Domnul Ghidei, acest proiect, păi da, dacă vorbiți prostii, păi dumneavoastră îmi spuneți ce știu eu de aici la Galați, dacă vorbiți mai prostii. Să terminăm întrebarea. Doamna Tăiu, întrebarea, vă rog. Doamna Tăiu, mai e de o întrebare? Da. Domnule, domnule care se va realiza. Stați o secundă, domnul Ghidei. Stați un pic să ne lămurim și noi. Deci, doamna Tăiu, mai aveți de întrebat ceva sau? Da, e aceeași promisiune ca acum. Dar care e întrebarea? Ca să... Care e întrebarea? Ziceți întrebarea. Deci cum a dat fix exemplu de spital unde a fost DNA-ul? Nu asta. De ce a ajuns DNA-ul la spitalul din Tecuci? Deci, ok, domnul Ghidei, ce caută DNA-ul acolo? Nu se simțea bine a venit la spital? Vă spun foarte simplu. DNA-ul la Tecuci urmează o anchetă de când lăsați-mă să termin. Peste achiziții făcute în perioada când Spitalul Municipal Tecuci era sub tutela Consiliului Local Tecuci, ulterior era la Municipalitatea Tecuci, ulterior președintele CJ-ului și cele două consilii s-au pus de acord și au luat Spitalul Municipal Tecuci la Consiliul Județean. Este proiect finanțat, bugetat de la bugetul local al Consiliului Județean, să se înțeleagă, de 37 de milioane de euro și anul ăsta vor începe efectiv construcțiile. Gata, s-a și limpezit. Ca să totuși pentru oamenii care au nevoie de ajutor să înțeleagă lucrurile, oameni pentru care mă număr și eu. Deci de ce a venit DNA-ul? Repet, pentru o achiziție efectuată cu ani în urmă, în pandemie, atunci când spitalul era sub administrarea municipalității. Păi spitalul nu se construiește acum? Poftim? Spitalul nu se construiește acum? Deci spitalul are buget, este bugetat, este în achiziție și foarte curând vor demara lucrările. Păi și atunci, stați o secundă, deci acum câțiva ani un spital care urmează să se construiască a făcut ceva? Nu, domnule, acolo este un spital vechi. Deci e un spital vechi și se construiește un spital nou. Și se va construi un spital nou, exact. Aha, și DNA-ul a venit pentru ceva ce s-a întâmplat în spitalul vechi. În spitalul vechi pe perioada când spitalul era în administrarea municipalității PNL. Am înțeles. Deci, doamna Țoiu, vă mulțumesc de acest răspuns? Eu nu știu de unde are domnul câte informațiile, că DNA-ul nu a publicat motivul anchetei, dar... Vorbește lumea, nu. Acolo sunt aici în Galați, iertați-mă, a scris presa locală. Cum adică de unde știu? A scris presa locală, despre ce vorbim? Trebuie să-i dăm cuvântul și domnului Bâlcea, că așteaptă cu multă răbdare de răspuns la această acuzație făcută de domnul Ghidei la adresa PNL-ului cu primarii. Vă rog. Am tras două concluzii. Da. Prima concluzie se referă la PSD, care se pregătește pentru alegerile prezidențiale
și nu mai contează orice explicație, această fugă după primar este una legitimă din punctul lor de vedere, dar vom vedea ce spun cetățenii. Iar pe de altă parte am văzut din nou că atunci când servește USR-ului relația cu DNA-ul este extraordinar de bun DNA-ul, dar atunci când merge către oamenii lor, DNA-ul este rău și are excepții și lucrează prost. Deci când este vorba de oameni din alte partide, DNA-ul are dreptate, dar când DNA-ul prinde sau are în vizor un om al USR-ului, DNA-ul este cel mai rău. Acest lucru cred că este greșit din partea USR-ului, pentru că nu ar trebui să facă scut în jurul unor oameni. Menționa că niciun ales al USR nu i-a închetat pentru achiziții, domnule Bulcea. Nu există nicio anchetă pentru niciun ales USR pentru nicio achiziție publică. Doamna Țoiu, indiferent de natura anchetei, eu n-am vorbit doar... Păi nu e indiferent dacă ai frat sau nu. Doamna Țoiu, deci există o anchetă de DNA, indiferent de unde merge, aia trebuie respectată. Da. Iar dumneavoastră, indiferent de omul care l-ați avut în vizorul DNA, i-ați luat apărarea. Deci din punctul ăsta de vedere, pe de o parte aveți un discurs, iar când e vorba de oamenii dumneavoastră, aveți un alt comportament. E simplu, nu trebuie să spunem mai mult oamenilor. Aici USR-ul are o mare greșeală. Pentru furtul niciunui meu, pentru nicio achiziție, nici măcar procurorii nu pun această întrebare. Asta nu înseamnă furturile achetate de DNA. Nu sunteți nici procuror, nici judecător. Păi nu, mai o secundă. Doamna Țoiu confirmă, vine cu ideea că, domnule, USR-ul în toate aceste, mă rog, anchete în care sunt implicați, nu sunt implicați din cauza vreunui furt. Asta zic procurorii. Asta mi se pare importantă menționarea. Dar eu spun în felul următor. Nu contează natura anchetei. Dacă faci în jurul acelui om scut, da. Ce înseamnă acest lucru? USR-ul nu are oameni care greșesc? Pentru că în viață fiecare răspunde pentru el. Eu nu spun că doamna Țoiu are sau nu dreptate, dar spun în felul următor. Mesajul către USR este să nu mai aibă un mesaj dualist. Pe de o parte, să înfiereze cu DNA-ul și să spună că DNA-ul trebuie să găsească vinovați în jur, dar când sunt vinovați sau posibil vinovați din partea USR, indiferent de ce fac, acest lucru nu este corect. Aici este mare problemă. Doamna Țoiu, dacă aveți o replică, trebuie să închidem partea asta a emisiunii. Da, vă rog. Sigur. Eu vreau să îi reamintesc domnului de la PNL, că a fost întrebat de către PSD de ce au furat în licitațiile din mandatul dumnealor la spitalul de la Tecuci. Nu știu dacă funcționează răspunsul USR la asta. Da. Doamnă, fiecare trebuie să răspundă pentru ce a făcut. Eu nu cunosc situația de la Tecuci și nu cred că trebuie să ne legăm de un lucru punctual. Eu v-am explicat o situație. Păi, de colegii dumneavoastră din Partidul Unic v-au întrebat de Tecuci. Eu nu v-am întrebat pe dumneavoastră, dar colegii din Partidul Unic vă să vă întrebați. Un partid eronată pe care o folosiți dumneavoastră. Folosiți o retorică eronată. Partidul Unic? Efectiv. Cu Partidul Unic e retorica eronată? Nu, retorica asta cu DNA-ul, nu știu. Am înțeles. DNA-ul când anchetează pe alții este foarte bun, când îi anchetează pe cei de la UTR, stai domnule că... Mulțumim pentru intervenție, să luăm publicitate, domnule Gâdei, mulțumim doamna Țoiu de la USR și domnul Bâlcea de la Partidul Național Liberal, ne întoarcem, bună România! Da, după o scurtă pauză vom intra și pe acest schimb epistolar dintre RAPPS și publicația Recorder. A venit RAPPS-ul cu o glumă de comunicat, a venit și Recorder cu niște contraargumente la acel comunicat. E practic o comunicat. Un război. Era va trebui înarmarea RAPPS-ului pentru că sunt atacați, domnul Zafir. Va veni domnul Bolo și va spune, trebuie înarmați cei de la RAPPS că sunt atacați de cei de la Recorder. Și astăzi protoștire că nu știu ce mare directoare de RAPPS era turnătoare la securitate mai de mult. Asta așa n-a. Am atunci la turnătorie, dar uite că turnătorie, uite, s-a turnat acolo. Deci cred că vor avea multă grijă de renovarea acestei vile, că dacă aici a stat domnul Gheorghiu, tovarășul Gheorghiu, deja. Înțeles de ce, un pic de respect. Tot după pauză vom discuta despre remanierea guvernamentală ce urmează, care sunt miniștrii care vor zbura, ca să folosim acest termen de specialitate. Unii înțeleg că vor zbura către Parlamentul European. Și către ce vor zbura vom vorbi, da. Vedem ce se întâmplă, unii pleacă pentru că nu mai sunt suportați de nimeni. Unii pleacă pentru că și-au găsit ceva mai interesant, alții pleacă pentru că așa e viața. Asta e viața, mai vii, mai pleci. Pauză și ne întoarcem. Bună România! Nume grele, politica.